Aici sunt ca întotdeauna, Marius. Te-ai uitat un pic speriat spre mine, ai crezut că nu m-am prins. M-am prins, sunt aici, uite, ne hrizim cu Șerban, care a transmis live pe pagina asta de Facebook. Trebuie să mă înveți șmecheria asta, Șerban. Bună dimineața! Așa, stai să vedem regulă. Așa, bună dimineața, Teddy, salutare! Teddy a venit cu un dinozaur, cu un T-Rex, nu? Evident, evident. Colecția lui de zeci de dinozauri, are pe acest T-Rex care printre preferații lui l-a câștigat la Dinopark. Aha! Unde a dat un examen de expert în dinozauri și de atunci îl poartă cu mândrie. Și îmi zice, măi, tata, mergem la exibiții la radio. Ok, vrei să mergi cu mine? Da, tati, da, da, poți să-l iei pe T-Rex? Ia! Da, ce a zis? Caterina Dinopark, o diplomă de Dino Expert. Dino Expert, super tare. O să vorbim despre pasiunile lui Teddy, care este și ambasador pentru puișorii de urs orfani. Da. Deci avem o groază de povestit. Ai tăiat piesa, foarte bine, mă bucur. Mulțumesc, Marius, că n-aveam niciun chef să mai ascult muzică. Avem de povestit. Șerban, dragă, hai, acum oficial îți spun bună dimineața și bine ai venit. Neața, oh, bine că m-am trezit. Mulțumesc pentru cafea. Eu ți-am zis că îți dau cafea. N-am băut cafea, să știți, n-am băut. Nu, era un fel de a zice așa, că eu nu beau cafea. Nu bei cafea, avem și ceai dacă vrei. La mine în familie am văzut ce înseamnă să nu bei cafea. Sunt în familie de marinari și se bea cafeaua cu, înțelegi, cu ligheanul. Serios? Și am văzut ce înseamnă să fii zombie și eu zic nu, eu nu vreau de astea. Măi, eu sunt zombie fără cafea. Păi, asta zic, fără, până pui mâna pe... Și am zis că până atunci zic ok. Ok, Șerban, dragă, a avut Facebook-ul, au scris oamenii despre pățania voastră. Da. Ce s-a întâmplat? S-a dus Teddy la grădiniță și s-a întors. S-a întâmplat ce se întâmplă multor părinți când introduc copilul în colectivitate, indiferent că e grădiniță sau e școală. A contactat un virus, adenovirus, care a făcut prăpăd și pe el, și pe cel mic, și pe noi ăștia mari. Cei mari, noi neavând foarte mult ajutor, fiind singurei, genul ăsta de părinți moderni. Înțelegi cu... O, da, cât de bine înțeleg, Șerban. Da. Noi suntem ardeleni, veniți la București, n-avem pe nimeni aici. Nu, păi îți dai seama cum e. Da, putea să cheamă ea și soțul vreo filipineză ceva. A, era vrut, a încercat, să știi, da. Na, în sfârșit. Suntem o familie clasică românească, încercăm să ne creștem puii de unii singuri și când te izbește o astfel de chestie, te dă peste cap, este absolut normal. Nu m-am gândit când am pus pe Facebook despre experiența noastră că suntem singurii care am pățit acest lucru. Dar am zis să împărtășim cu cei care au trecut prin așa ceva și evident că au venit zeci, sute de mesaje și eu am pățit-o și eu, uite, cu tare, că și am ajuns în zona în care să blamăm părinții care își duc conștienți copiii bolnavi la școală sau la grădiniță, pentru că se poate întâmpla să nu știi. Sigur că da, și nimeni nu vorbește despre accidente, Doamne, ferește, sau poți să duci copilul nici să nu-ți dai seama că are ceva. Da. În schimb, atunci când tu bănuiești că puiul tău e bolnav și totuși decizi să-l duci pentru că e mai comod așa sau nu găsești soluții, eu zic că e un act destul de irresponsabil, pentru că vorbim despre alți copii, despre alți părinți, despre familii și despre niște viroze și despre niște boli cu care copiii se bat fără să fie nevoie să ajungă la bătăliile astea. Vorbeam și mai devreme, este o diferență între o răceală și o chestie virală. O răceală e normal să treacă prin ea, se imunizează, asta e și rolul de a-l duce la grădiniță. În definitiv, că... Unul dintre ele, da. Să-l imunizezi, că dacă ești un părinte care te ocupi și le duci, acum să... Bă, asta e părerea mea. Grădinița nu poate să-ți aducă altceva în plus decât faptul că introduci într-o comunitate unde poate să se imunizeze mai bine și să lucreze cu ceilalți copii. Atât. De educație, mod normal, cei 7 ani de acasă nu poate să-i înlocuiască nimeni și ăsta e un mesaj pe care l-am transmis întotdeauna. Ei, 7 ani de acasă de care vorbesc părinții noștri sunt cei 7 ani de acasă. Și se dobândește acea, cum să spun eu, coloană vertebrală din sânul familiei. Aici am intrat și pe subiectul religiei, că domnule, la școală, nu știu, domnule, dacă vrei să vorbească, să înțeleagă ceva copilul despre religie, asta se face acasă, nu la școală, instituționalizat așa. E o chestie care ține de suflet, de credință, care cred eu că își găsește cel mai bine rădăcina în familie.
Și atunci eu mă gândeam, în timp ce ți urmăream povestea, știi, mă tot gândeam și evident că m-am dus cu gândul la perioada când era Tudor al meu la grădii și țin minte cât de frustrant era că îl duceam o săptămână, două, iar se îmbolnăvea. Da. E, dar momentul cel mai dramatic a fost așa când am aflat că la grădinița unde mergea Tudor a venit un copil bolnav de scarlatină. Super! Iar scarlatina e tare păcătoasă pentru că poate da complicații urâte, se duce greu, greu cu internare și așa mai departe și nici nu câștigi imunitate. Scarlatina o faci de câte ori apare. O prinzi. Uh-huh. Și atunci țin minte că ne-am înfuriat foarte tare pe familia respectivă care adusese copilul, deși era cumva evident că despre scarlatină e vorba. Și iarăși încă ceva, știi? Educatoarea până la urmă a chemat părinții, au luat copilul acasă, copilul suferea. Era clar că nu este, că nu e bine. Nu era de dat jos din pat. Nu era de dat jos din pat. Mm-mm. Și de trimis, du-te, hai că am treabă. Deci un copil bolnav să-l pui pe picioare, să-l trimiți la grădiniță, ca să nu mai vorbim că împrăște și tot ce se întâmplă. Na, nu știu. Eu consider, și asta am învățat eu, eu am un background destul de agitat, ca să zic așa. Consider că și noi părinții ne educăm odată cu copiii. Încă nimeni nu s-a născut să fie părinte. Și plec de la premisa că sunt tabula rasa și odată cu ei învăț și eu, dobândesc aptitudini noi și reflexe noi și cred că asta este unul dintre reflexele pe care trebuie să le dobândesc un părinte. Responsabilitatea față de copil și de ceilalți copii. Pentru că vrem, nu vrem, suntem interdependenți. Ești în parc, ești oriunde, copiii vor să joace unii cu ceilalți și oricât de departe vrea să te ții tu ca părinte, oricât de izolat ai vrea tu să te ții de ceilalți părinți, acest lucru nu se poate. Tocmai că există copii și ei interacționează. Și dacă noi nu învățăm să gestionăm lucrurile astea, atunci ajungem la cazul la în care, cum s-a întâmplat mie, un copil de 7 luni să-l chinuie jumătate de oră să găsească vena. Că, ce să spun? Soția mea a plâns de ea și ochii din cap. Eu să zic că am fost mai bărbată. Dar îți dai seama, mi-au mai povestit și prieteni că pur și simplu plângea familia de parcă s-ar fi întâmplat nu știu ce altceva, dar este absolut înfiorător să vezi un copil mic că se întâmplă așa ceva. Și mai ales când știi că era atât de simplu să eviți. Da, și era atât de vesel și totul era bine și deodată peste noapte vine dezastru peste tine și... Uite, doctorița noastră de familie a pus o regulă și a zis așa, măi, dacă vezi că nu se simte ok copilul, că tu ca părinte îl simți, imediat îl simți, îți dai seama. Nu poți să-ți dai seama pe moment cât de greu va fi, cât de nasol va fi. Da, da, da. E o simplă răceală, se lasă cu un pic de muci, știi, cu o tuse mică sau se degradează lucrurile. Ține-l acasă o zi, că într-o zi îți dai seama. Că la ei lucrurile evoluează relativ repede. Da, 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 da. Ține-l acasă o zi și în ziua aia îți dai seama dacă e de dus în colectivitate sau dacă e deținut acasă. Și dacă îl ții acasă, îi faci bine și lui și le faci bine și celorlalți. Exact. Îl ajuți foarte mult. Foarte deșteaptă, doamna doctor. Da, pentru noi a funcționat regula asta, da, mi-amintesc acum, uite, mă apucă iar nervii. Și pentru ceilalți părinți, cred că a funcționat regula asta voastră. Asta e foarte important. Da, făcusem cumva un cerc de prieteni și ne supuneam toți acelui set de reguli. Băi, și aici, uite, mă mai gândesc la ceva. Noi am avut bonă cam un an. După care mi-am dat seama că nu funcționăm ok așa și că vrem să fim noi. Chiar dacă a fost greu și de uneori simțeai că te urci pe pereți, ne-am descurcat și a meritat. În schimb, vezi, pe la noi, oamenii în vârstă, pensionarii, nu prea au rost. Și totuși sunt oameni în vârstă în jurul nostru, chiar dacă nu sunt bunicii copiilor noștri, în momentul în care le cere ajutorul, chiar se bucură și se implică. Pentru că în multe cazuri oamenii spun, băi, n-am cu cine să las copilul. Da. Nu pot să nu mă duc la muncă. Hai să facem comunitatea să fie comunitate. Hai să luăm pensionarul ăla de pe scară, doamna aceea drăguță, da, hai să vorbim cu ea. Pensionar. Hai să adoptăm cât un bunic. Cât un bunic. Cât hai un să bunic. Adoptăm cât un bunic. Există, nu? Și oamenii în vârstă care sunt singurei. Dar care cum au familiile să nu? Plecate, cum să nu? În străinătate, eu știu pe unde. Și care suferă teribil. Ar fi tare o campanie cu iți-biții, hai să adoptăm cât un bunic. Ar fi tare, da. Da. Iar eu susțin ideea asta pentru că știu cât de... Când era Tudor cu probleme, cu răceli, cu boli, cu din astea de ale copilăriei, așa făceam, apelam la o doamnă din vecini, care a devenit cumva bunica lui de București, așa, știi? Și era super încântată să aibă grijă de el și îi dădea siropelele și îi spunea povești și îl scărpina și îi punea șosete cu oțet de merle, deși eu îi ziceam nimeni, nu-i vă rog, nu-i mai puneți oțet, că scrie pe internet că nu-i bine, cea lasă, mamă, că știu ce fac. Adevărul e că i-a trecut copilului de fiecare dată. Iar femeia asta nu doar că m-a ajutat, nu doar că făcea un ban în plus și nu îți imagina că îi dădeam niște sume.
că nici nu ne permiteam, nici nu cerea. Dar făcea niște bani în plus și era utilă. Atunci, asta e foarte important, utilitatea. Că în genere, când am observat la cei care ajung la o anumită vârstă, au impresia că devin inutili. În momentul în care faci chestia asta, îi reintroduci în circuit și întineresc parcă. Exact, în vie. Au chef de viață. Am zis, mă, să mai adoptăm niște bunici. Hai să adoptăm niște bunici și în felul ăsta, vezi, e tot ideea de comunitate. Eu ca părinte te respect pe tine atunci când îmi duc copilul sau nu mi-l duc la grădini. Tot eu ca părinte, până la urmă, am forța să implic în viața noastră o persoană care poate se simte lipsită de sens. Și atunci anulez ideea că nu am ce face cu copilul dacă e bolnav. Soluții există și există și soluții care să nu te rupă, la bani mă refer. Da, pentru că e și asta o problemă. Finanțele. Cum Finanțele. A fost o problemă și pentru mine, pentru că spitalizarea n-a costat 2 lei jumate. Da, cred. Și tratamentul. Am sărit de 30 de milioane, liniștiți. Wow! Bă, bine că v-ați permis un spital privat. Da, am mers la un spital privat pentru că știm care este situația cu celelalte spitale. Se poate să te duci cu o boală, să te întorci cu 3, iar eu chiar nu-mi permit acest lux. Chiar nu pot. Am avut o brumă de bănuți puși deoparte, tocmai pentru situații de genul ăsta. Și noi avem banii de Doamne Feri. Doamne Feri, da. Da, și am intrat în acea rezervă, a trebuit să plătim spitalizarea la un spital privat, tocmai în ideea în care cei din privat au mai mulți bani pentru curățenie. Îmi vreau să vă spun ce mai este o asistentă, ci că, Doamne, domnul, zic că mi-a spus, spitalele din România, mare parte dintre ele ar trebui doborâte, dărâmate, însă atât de plin de crăpături și de nenorocire, încât chiar nu poți să faci o dezinsecție ca lumea. O, Doamne. Da. Să știi că noi am pățit exact povestea asta când am fost internați cu copilul, a intrat cu una, a ieșit cu alta și am fost avertizați. Da, dar într-adevăr, se întâmplă. E destul de greu să accepți chestia asta. Și aici tot de mobilizare e vorba. Uite, de-aia mă bucur că ai venit și de-aia am vrut să facem subiectul ăsta, pentru că ține de noi. De fapt, știi, când îți par așa vorbe mari, fi schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Dom'le, chiar așa e. E pe bune. E pe bune, nu e doar un slogan. Am simțit-o și eu și eu încerc să mă educ și să mă schimb, să devin un om mai bun, un tată mai bun, un soț mai bun, pentru că lucrurile evoluează și noi trebuie să ne adaptăm. Fa, ce frumos ai spus la asta cu soțul mai bun. Cred că au leșinat toate mamele care ne ascultă. Sper să asculte și tații. Păi, ați auzit, domnilor? O familie nu este compusă între mama și copil și tatăl. Ia, să nu uităm lucrul ăsta. Să nu-l uităm. În era feministelor, lăsați-ne și nouă un loc acolo. Adoptați un tată. Șerban, să fim util. Știi să pornești mașina de spălat? Cum să nu? Bărbatul meu habar n-are, sper că ascultă. Pe Ceapeș. Cum adică pe ceapă? Păi pui program, temperatură, rotații la stoarcere și dai start. Soțul meu va avea probleme în seara asta. Așa. Acum să nu mă... Dragi bărbați. Lucrurile astea se întâmplă doar în momente de maximă urgență. Auzi, da, mașina ta de spălat are și un nume interesant. Probabil de asta nu se apropie de ea. Da, pe mașina mea de spălat o cheamă Steluța. Deci nu știe să o pornească pe Steluța. Dar eu consider că trebuie să știi să folosești absolut orice device din casă în cazul în care, într-adevăr, este nevoie de experiența unui bărbat. Dar nu am izolat momentele astea. Știi ce? Între mine și soția mea nu a existat o izolare foarte clară. Băi, tu faci aia, că eu fac aia. Nu. Adică așa ne-am construit noi unul pe altul. Suntem, ne știm, de 13-14 ani. Locuim de 10 ani împreună. Până să avem gând aceștia mici. Și n-am avut niciodată o chestie de asta, gen fac eu asta, că eu asta o fac eu. Sau nu tu fă-o pe aia, că asta nu sunt demn de așa ceva, nu este sub demnitatea mea. Nu a existat lucrul ăsta. Uite, pămânești că aveți o relație în adevăratul sens al cuvântului. M-ai prins. Te-am prins, da, foarte fain. Foarte fain, funcționați ca o echipă. Da, asta e cel mai important, să fim o echipă, mai ales când ai doi crocodili. Deci cea mai importantă echipă e între mami și tati. Întotdeauna trebuie să fie într-o joacă. E ca un dans. Trebuie să fie în aceeași cadență. Mamă, ce poet ai făcut! Da, uite, sunt poet. Acum îl avem aici cu noi la Itzibiții pe Șerban Copoț și avem de povestit multe. Desigur, noi am povestit și pe pauza muzicală, fără să-mi dau eu seama, live pe Facebook. Nici da, nu pe vreau... pagina mea, Șerban Copoț. Deci... Nu intrați, nu ascultați! Nu intrați, să nu intrați pe pagina mea! Așa, nu intrați
pe pagina lui Șerban Copoț. Că auziți și discuții de așa, de culise. Exact, și mai ales îl rog pe soțul meu să nu intre pe pagina lui Șerban Copoț, pentru că habar n-aveam că el transmite live, așa că mi-am dat drumul la gură. Și pauză. N-am aici vreun mixer să-i pun pauză, să nu știu ce. Mi-a spus celor de pe pagina mea, zic, băi, să intrăm live, o să fim pe iți-biți-i. Așadar, o să vedeți ce o să discutăm. N-am oprit. Deci, în următoarea pauză vreau să discutăm rețete de prăjitură cu vișine, rețete de murături. Sub nicio formă nu mai discutăm despre bone filipineze și despre ce fac tăticii în parcuri atunci când ies cu copii. Așa. Nu, ies cu bonele. L-ai greșit. Vrei să repar, dar nu mai, gata. Da, m-am dat de gol. Știi o poantă? Ia, ce zice Teddy? Da, e un copil atât de frumos și de cuminte. Da, e superb. E aici cu noi în studio, dar nu zice nimica și nu face nimica. Asta să-mi curce. Ia, palmă, palmă. Așa, sunt colții de dinozaur. Nu, sunt mânuțelele mici. A, de T-Rex, da. Vai, cât am râs într-o seară când ne imaginam cum ar cânta T-Rex la chitară, știi? Și o mandolină mică, mică. Sau T-Rex la pian. Ce-ar avea o problemă cu igiena personală. Că atunci, într-adevăr, el ar avea o scuză. N-ajunge mâna. Da. Asta e. La buric. Sau în urechi. Hai că în urechi mai lași capul, știi, dar buricul nu ai cum să-l aduci la mână. Se te poți și spălea pe dinți. Așa, acum că am depășit, apropo, știi, când e o regulă. Băiatul meu e mai mare și îți spun eu asta ca să știi, să nu te ia prin surprindere când crește Teddy și începe să se joace online. Dacă vrei să fii un părinte cool, niciodată nu îi spune când joacă online, pune și tu pe pauză. Ok. Am făcut asta. Ai omorât. Da. Și da. E gen, cum mă chema mama și cu tata, hai să mănânci, hai să-ți faci temele. Și eram în timp ce jucam frunza. Nu poți să pui pauză. Da, trebuie să pun pauză la toată lumea. Pioa, da, aia dacă... s-a inventat. Păi spune, băi, s-a inventat pioa. Îmi spunea unul pioa, practic se închidea ambasada și asta era treaba. Exact. Eu m-am dus și am spus, online. Pune și tu, îi ziceam, lasă calculatorul, vin odată la masă, hai la masă. Hai, nu, stai un pic, stai un pic. Și la un dat îi spune, nu poți să pui pe pauză? Îmi spune, mami, știi că au așa, imită tot felul de feluri de a vorbi. Mami, sunt online, aici nu există pauză, ok? Vai, m-am simțit așa babă. Da, ce să-i faci? Și eu mă mai simt moș din când în când. Da. Ei, hai asta să mai vorbim despre asta. Atributul copiilor. De ne face să ne simțim din când în când și mai bătrâni. Da, dar și când îi preiau bunicii și scape așa o oră, două, foarte de tineri ne simțim. Și găsești bunicii pictați și de astea, da. Da, chiar așa, voi cum vă descurcați? Ai zis că n-aveți bone, aveți doi copii și la vârste, nu tocmai ușor de dus, așa că pentru părinți. Noi am considerat că diferența asta de vârstă o să ne ajute. Și până în punctul acesta am avut noroc, pentru că Teddy este foarte înțelegător, e la vârsta la care poate să înțeleagă anumite situații și mă ajută foarte mult cu cel mic. Știi? La mic urlă, lui am ce să-i explic. Adică nu e un concurs de urlat. El vine să îl liniștească, îl pupă, îi spune vorbe, adică, deși e băiat și, în genere, fetele sunt cele care sunt mai înclinate în zona asta de babysitting. Voi aveți niște instincte care sunt, na, instinctele materne. Și el are instinctul de frate mai mare, pentru că pe care l-am cultivat încă de când fratesul era în burta maică-sii și am spus că el va fi cel mai iubit, că el pe el o să-l iubească cel mai mult, fratele lui mai mic. În sfârșit a fost o întreagă pregătire. El ajută foarte mult fiind răbdător cu cel mic. Dacă ar fi fost o diferență foarte mică, mă gândesc că n-ar fi fost mult mai greu. Ar fi fost un urlet în cascadă, știi ce zic, pornea ăla, pornea și celălalt și așa mai departe. Pe când așa, el fiind mai conștient de ce se întâmplă în jurul lui, mă gândesc că pot să gestionez mai bine. Dar ușor tot nu cred că vă e. Nu e ușor, nu, dar e frumos. Rewarding, ca să zic, în online. Rewarding, suntem live pe Facebook, yes. Și nu, n-am vorbit despre bone filipineze și tătici nici o secundă. O să vedeți pe pagina mea. Nu, nu o să vedeți pentru că nu o să intrați și nu o să ascultați. Cea mai bună metodă de a-ți face reclame e să interziți ceva. Exact, stingeți radiourile, este o discuție care trebuie să nu se audă. Șerbane, mai spunem cum vă organizați voi, cum reușești tu, de exemplu, să le faci pe toate, că chiar nu cred că este simplu.
Vai, nu. M-am organizat de când m-am căsătorit. Mi-am ales o soție extraordinară. Thinking forward. Sau forward thinking. Asta faceți și voi la alea. De unde, nu? Cum îi zice? De programare... Forward thinking. Yes. Păi, trebuie să te gândești bine pe cine inviți în studio. Teddy, vii tu în locul lui tati, da, da. Șerban, dacă vrei poți să mergi să colorezi. Hai să colorezi ceva. Păi vezi că ai carte pentru adulți de păi colorat. Păi tocmai de astăzi. Da, fără bune, filmezi. Ce-i așa la da, da, da. Carte pentru adulți de colorat? E carte de oameni de mari. De colorat ce? Palmele? Du-te să vezi. Ah, că ne ascultă și părinți, nu mai râd și că e dimineață, e vineri. De-aia te distă așa liniștit. Da, că sunt suficient de țăcănit eu, copilul nu prea mai are loc. Deci eu aș vrea să schimbăm, să schimbați rolurile pe bune. Haide, Teddy, să vorbim despre copii, despre floricele. Așadar, revenind, despre ce vorbeam? Nu erau cum bune? Cum ajut eu în familie și cum... Așa, așa, hai să revenim pe calea asta, cea dreaptă și cea sigură. Nu există o formulă, cel mai important e ca soția, ca partenerul de viață să fie într-adevăr partener, să fiți prieteni. Noi discutăm absolut orice, discutăm fără nervi, fără patimă, fără a purta pică, pentru că atunci intri în acea buclă din care nu mai ieși niciodată. Unde deci, ai învățat să faci treaba asta? Experiența. Uite, la noi a fost Gaspar Gheorghiu, știi, psihologul. Așa. E foarte tare și ne-a învățat pe mine și pe Marius că în cuplu este important să te cerți inteligent. Nu știu ce înseamnă asta. Cred că exact ce faci tu. Da, da. Ce faceți voi. Ei, copiii, nu au fost martori niciodată la o ceartă între noi doi. Păi tocmai asta e, că ar trebui să aduci cearta în zona de discuție. Da, și n-am avut certuri. Adică nu că n-ar fi fost ocazii, dar întotdeauna nu se ridică tonul și se discută pe bune problema, pentru că trebuie rezolvată. Nu există, știi, băi, am plecat, eu am rămas cu opinia, ești tu cu aia. Nu. Trebuie să ajung la o soluție. Ne-am pus la masa tratativelor, de acolo se pleacă, amândoi trebuie să plece cu zâmbetul pe buze. N-ai cum altfel. Și trebuie să cedezi. Nu ești mai puțin bărbat dacă ai cedat, nu ești mai puțin femeie dacă ai cedat. Ești mai mult părinte dacă ajungi undeva la mijloc. Pentru că este interesul și al tău și al partenerului tău și al copiilor să ajungi în acea zonă safe. Pentru că acasă înseamnă echilibru, liniște și asta trebuie să știe și soțul și soția. Eu propun să te clonăm. Vrei? Nu știu, nu e bine. Nu, că am un trecut care nu trebuie clonat. Îți clonăm prezentul. Ne trebuie prezentul. Șerbanii da, maturi. Eu asta cred. Pentru că acasă înseamnă armonie, asta înseamnă pentru mine. Și eu vin acasă cu drag și foarte greu plec de acasă. Asta mi-am dorit de când mă știu, asta am văzut la părinții mei. Și asta vreau ca și cei mici să simtă. Să simt un cuib în care există armonie. Se mai întâmplă și lucruri, nu e totul numai zen. Dar toate lucrurile sunt în zona calm, se discută și se rezolvă. Adică întotdeauna vezi acea lumină. Luminiță. Ok, trecem prin asta. Am momentele alea foarte grele, în care trec cu soția mea și când sunt bolnav sau foarte greu și îi spun întotdeauna... Ești conștientă că o să râdem peste 3 luni de chestia asta. Zic, focusează-te pe asta. Că o să ne uităm în urmă și să spunem, băi, am trecut prin aia, mai ții minte când? Și întotdeauna și ne ajută fantastic. E o rețetă pe care am găsit-o eu cu soția mea și ideea asta că o să ajungem într-un viitor în care o să ne uităm la prezentul actual ca și cum este trecut, te ajută, îți dă o putere și un optimism care te scoate din cele mai adânci gropi ale... depresii sau știu ce să spun, știi? Toate lucrurile astea trec și în ceea ce privește creșterea lor, știi? E foarte greu cu cel mic, noaptea îl plânge, îl trezește pe ăsta la altul. Eu dorm cu cel mare, mami doarme cu cel mic și o mai ajut și eu din când în când ca să mai facem switch. Ce fain sunteți! Pe bune, mi-e tare drag, așa, când vezi oameni care, vedete care vin și totuși sunt oameni în sufletul lor. Eu am renunțat la statutul de vedete de mult. Da, numai că te urmărește, știi? Și, nu știu ce să zic, eu merg cu o mașină extraordinar de modestă, pe unii oameni în trafic îi bufnește râsul, pe alții nu știu ce, știi? Adică am... Atât de mult îmi place viața de om normal. E foarte atât de mult fain. Îmi doresc. De nu ești acoperit cu sclipiciul ăla pe care dacă îl râcâi un pic, tot râcâi și nu dai de nimic. Bravo! Ce să zic?
Marius este disperat, trebuie să intrăm cu... Hai mai, că mai avem timp. Nu mai avem timp. Bine, o ascultăm pe Cristina Bolan. Îți place piesa ei, Unbreakable? Yes. Frumoasă. I love it. Ok, hai să ascultăm. Mulțumim că sunteți cu noi aici pe Ițibiții. Șerban Copoț, invitatul meu special la Happy Music cu Ruxandra. În pauza muzicală am vorbit cu Teddy, care este super pasionat de dinozauri, despre cel mai mare dinozaur vegetarian, am întrebat eu. Și Teddy a rămas așa, s-a blocat un pic, a încercat copilul cu bunăvoință să se prindă ce vreau să spun și apoi a zis, a, ierbivor. Și mi-a dat răspunsul. Dar bine că n-am întrebat că e cel mai mare dinozaur raw vegan și apoi tot Teddy mi-a răspuns că ăștia nici măcar nu știu să gătească. Dinozaurii. Ai dreptate. Ai dreptate, Teddy. Șerban, dragă, povestește-mi care e legătura dintre Teddy și urși. Da, Teddy este un ambasador de mic copil. De fapt, cred că este primul copil din România care s-a născut cu amprenta de carbon zero. Pentru că tati a compensat, el are asociația Generația Verde și noi calculăm amprenta de carbon. Amprenta de carbon. Da, tati. Da, văd. Ia uite aici. Și atunci când s-a născut, am făcut un calcul cam câtă energie s-a consumat. Acum Teddy are un fel de căciulă ca, da, un, ca o mască de dinozaur și da, face tot felul de năzdrăvăni cu ea. Puteți să-l vedeți pe pagina mea de Facebook. Unde nu intrați? Cert este că cei de la WWF îl cunosc pe Teddy, a participat la evenimentele lor și l-au ales să fie ambasadorul ursuleților orfan, pentru că există un orfelinat de urși, ursulețe căror părinți au fost împușcați, braconați în sfârșit, sunt adunați într-un loc în Bălan, în județul Harghita, cred. Și acolo au grijă de ei niște oameni, dau mâncare, în sfârșit. Și cei de la WWF sunt cei care strâng fonduri pentru acest orfelinat. Și Teddy este ambasadorul lor. Va filma și un spot în care va apărea. O chestie destul de haioasă. Și eu sunt tare mândru de el. Teddy e la mine în brațe acum, vreau și o selfie. Mă rog, nu selfie. Fă-mi tu, Marius, o poză, te rog, cu dinozaurul Teddy care se luptă pentru drepturile urșilor. Da. Spune-mi, ți-e-ți plac urșii sau doar dinozaurii, Teddy? Uite, hai să vorbim aici spre microfon ca să se audă. Și vrei să vezi cum se aude în căști, să auzi? Să-ți dau căștile mele? Hai să vedem cum arată un dinozaur cu căști. Un dinozaur cu căști. Îți place? A? Uite, l-auzi. Spune ceva, spune aici. Nu știu. A, nu știu. Ai văzut? Spune pachycephalosaur. Pachycephalosaur. Uplocephalus. Uplocephalus. Mai zi unul. Pachirinozaur. Pachirinozaur. Așa, mai tata. Mai zi tu alți dinozauri, că noi îi ascultăm cu drag. Hai că am eu o întrebare. Zi-mi de urși. Îți plac și urșii? Da. Crezi că seamănă cu dinozaurii? Nu. De ce nu? Mie mi se pare că seamănă. Arată exact la fel. Arată ca un blanozaur. Blanozaur. Ca un blanozaur. Maronozaur. Că sunt maro. Brunozaur, așa, și dacă sunt urși panda? Pandazaur. Asta a fost ideea lui tati. Da. Hai să găsim noi alta, și vrei? Și dacă ar fi ursuleț rotund, ar trebui să-i spune prunozaur. Cum? Prunozaur. Prunozaur de la prună? Foarte tare, sau portocalozaur. Nu, ar trebui să fie portocaliu. Există dinozaur portocalii? Odorul. Cum? Nu. Stegozaurul parcă avea tata. Aveam noi un stegozaur care avea portocaliu pe el, nu? Da. Îți amintești? Nu? S-a părut lui tata zaur. Deci e atât de dulce copilul ăsta că mi s-a făcut un dor de Tudor al meu de numa. Așa. Revenim la ce de ce vorbim? Eu nu pot să mă concentrez cu un copil mic în brațe. Așa dulce și frumos. Da. Marius și... iar ne amenință că avem un minut. Da, Marius e ca un soi de cuc. Aha, bate. Cucuruzaurus. Dinozaurus cucuruzaur. Teddy a decis că nu ok, ne oprim aici.
nu mai avem niciun minut, gata. Să revenim. Punct și de la capăt, așa, da. Teddy ne-a lăsat, a zis că el nu participă la discuțiile astea pline de tâmpenii și s-a dus mai încolo să coloreze plin de demnitate. Da. Eu asta voiam să spun, Șerban, că te felicit și pentru implicarea asta. Da, e mulțumesc. Foarte, foarte fain să implicăm copiii încă de când sunt mici. Încerc, adică l-am învățat să iubesc absolut orice insectă, orice are viață, trebuie respectat. Într-o eră și într-o epocă în care respectul vis-a-vis de ce înseamnă resurse este din ce în ce mai mic, sperăm că putem să schimbăm, să ne schimbăm viitorul prin cei mici, pentru că altfel viitorul sună rău de tot. Dar când îi auzi pe ei cât de fain sunt și de proaspeți și de dornici să funcționeze, nu știu, corect, eu cred că sună bine. Sună bine, dar este de datoria noastră să le lăsăm un fond natural cât mai aproape de ceea ce înseamnă fond natural. Că dacă noi epuizăm resursele acum, ei rămân fără. Și pentru asta pledez din 2006, de când am înființat Asociația Generația Verde, am fost și ambasador al Comisiei Europene pe schimbări climatice, am avut campanii destul de multe și la nivel european și în România. Toma din grija pe care o am vis-a-vis de natură și vis-a-vis de viitorul copiilor noștri, dinainte să am copii. Adică da. Chestia asta trebuie să o faci indiferent că ai copii sau nu. Trebuie să te implici. 10:52, a mai rămas foarte puțin timp, iar Teddy începe să-și piardă răbdarea ușor, ușor, oricum a fost extraordinar de cuminte. Este cu noi Șerban Copos, pe care îl știți de la Animalix și din multe alte lucruri pe care le-a făcut de atunci încoace. Chiar despre asta vorbeam, despre implicarea ta. Am încercat, eu am suferit un șoc pe la vreo 22 de ani, că mi-am dat seama că avem un impact asupra copiilor mai mult decât ne-am imaginat. Noi când am văzut câțiva copii tatuați cu numele Animalix și eu zic ok, e momentul să endorsăm un mesaj care să fie mai presus de ce înseamnă fanatismul ăsta momentan, știi? Și atunci am mers cu campania antidrog, am făcut după aceea Asociația Generația Verde, am mers către un mesaj cu un impact mult mai serios. Așa s-a întâmplat cel puțin la mine acest declic. Am zis, băi, trebuie să dau ceva înapoi. Primim prea multă dragoste, prea multă atenție pentru o spoială. Era o spoială, adică era o trăire de moment, muzică în sfârșit, dar atâta timp când nu îndorsez lucruri serioase, pot să consider că e o spoială. Vă spun asta că e superficial, în... poate, dar până la urmă copiii se atașează de lucruri. Da, și e bine să vină cu ceva, știi, pentru că să educi, pentru că m-am pus și eu în papucii părinților de multe ori și zic, băi, zic, ce bine ar fi ca aia de, pe care iubește el atât de mult să și spună lucruri ok, știi? Da, corect. Pe lângă clipuri cu nu știu ce atitudine, yeah, gangsta, bla, să aibă și un, știi, un mesaj pe care copilul să-l înțeleagă, pentru că altfel înțelege din gura celor pe care îl iubește. Când la un moment dat se întâmplă acea rupere de ritm între părinte și copil, adolescent, preadolescent, și nu prea mai găsești căile de comunicare să îl ferești de niște probleme mari ale vieții. Într-adevăr. Și noi am găsit de cuvință că trebuie să îndorsăm mesajul ăsta antidrog, pro-natură și de a fi proactiv, să te implici și să înțelegi că schimbarea se produce odată cu tine și tot așa. Na. Și asta ne-a dus foarte mult succes și am dispărut. N-ați dispărut, mai Șerban. Și de aici pasiunea pentru dinozauri. Da. Practic am ajuns la încă ei în muzeu. Păi, realitatea este că e pentru prima dată când... Eram prea serios la un moment dat, știi, eu sunt mai țăcărit de serie. E pentru prima dată când am în studio invitată vedetă și un dinozaur. Da, în același timp, în același exact, invitat. Da. Nu. A, n-ați mai avut-o și pe Andreea. E important, foarte tare să fii și vedetă și dinozaur. Da, exact, deci păstrăm un Tiranosaurus Rex. Uite, asta voiam să... Sunăși cu Moculescu să intre în direct. Aveți legătură până în Cretacic? Aveți semnal? Călătoria în timp s-a inventat aici, live, Facebook, am învățat și eu să fac și promit că o să încerc de acum încolo ca să îmi adun oasele din peștera în care trăiam și să încerc să vin în actualitate, pentru că Șerban totuși mi-ai luat înainte, tu știi să faci live-uri pe Facebook, eu habar. Da, e ceva foarte greu. A trebuit să mă duc la niște cursuri de programare neurofacebook și să apăs butonul. Happy Music, Brontosaurus. Dar o să mă țin minte.
Happy Brontosaur Music. Așa. Deci Marius iar dă semne de neliniște, dar eu am să forțez nota, Marius, și am să... Ca să știți, uitați-vă la mine cum dă Marius semne de neliniște. Da. Trebuie să intrăm cu știrile. O să intrăm direct în știri. Facem o excepție pentru că astăzi am realizat cât de bătrâni suntem și cât de la muzeu suntem și atunci pe vremea noastră așa se făcea. Ne distrăm. Corect, și pe vremea noastră așa era, ții minte? Nu era publicitate, nu se inventase. Da, era treaba simplă, nu trebuia să stai cu sponsor și cu de-astea. Exact, alb, negru, o oră, era totul clar. Occidental de... Vrei să mai fii serios un pic? Da. Bine, în fiecare zi aleg un cuvânt aici la Happy Music care să dea cumva tonul zilei, iar cuvântul zilei de astăzi este perspectivă. Acest cuvânt a fost ales în urma faptului că fiul meu mi-a spus, când eu îi ziceam aseară, vezi, noi pe vremea lui Ceaușescu învățam la lumânări, și el mi-a zis, wow, voi trăiați ca la spa. Și atunci mi-am dat seama că tot e o chestiune de perspectivă. Ce înseamnă pentru tine perspectivă? Cred că același lucru care înseamnă și pentru tine și pentru cei de acasă. Vorbeam de momentele grele pe care avem în sânul familiei și ne gândim, băi, peste 3 luni o să ne uităm înapoi și o să... O perspectivă diferită poate să te scape de niște necazuri și de niște depresii destul de pronunțate. Și apropo de ce, de motivul pentru care ați ajuns aici, anume, stai să avem mai multă grijă, nu doar de copiii noștri, ci și de copiii care interacționează cu copiii noștri. Aici intră și la vaccinare. Eu sunt pro-vaccinare. Și eu. Marius și nu. Și asta e deci fiecare, de... da. Nu? Nu. Marius, ieși afară. Tu te vaccinează-ți copiii. Nu. Hai să ne înțelegem. Deci eu sunt pro-vaccinare, schema națională, adică minimorum. Și împotriva alea ești? Măi, nu sunt împotriva. Uite, chiar a fost un scandal în 2012 când am vrut să-l vaccinăm pe... s-a născut Efren și am vrut să-l vaccinăm. A fost lotul ăla de vaccinuri care au avut o problemă. Au fost din Danemarca și au fost câțiva copii care au făcut vaccinul antituberculoză și apoi chiar au apărut la televizor cu efecte adverse. Deci a fost un scandal în perioada aia și apoi am întrebat pe unul și pe altul și am luat o decizie, dar nu sunt nici pro, nici contra, adică nu sunt într-o tabără. Dar atâta tot a fost atunci un... E singurul vaccin pe care l-ai ratat sau... N-ai mai făcut niciodată? N-am mai făcut de atunci. Și ești în regulă, să zic așa, ești conform? Mai nu sunt în regulă. Adică aștept ca Institutul Cantacuzino, știu, să-și rea activitatea asta, sper, și să am încredere în ce. Încrederea ta e numai vis-a-vis de proveniența... Exact. N-ai încredere în Uniunea Europeană. În occidental ești. Stai așa, mai avem 50 de secunde cumva. Noi trebuie să facem un final pentru emisiunea asta. Nu mi-ai spus cu perspectiva, dar asta voiam să spun. Nu mi-ai spus că până la urmă e tot o chestie de perspectivă și cu copiii și cu grădinița. Să te uiți nu doar din perspectiva ta, ci și din perspectiva celor care te înconjoară. Da, și aici este același lucru. Trebuie să te gândești și la ceilalți copii, nu numai la copiii tăi, pentru că suntem interdependenți. Așa e. Mulțumim tare mult, Șerban. Marius chiar trebuie să intre cu știrile. A fost o zi de vineri foarte faină și îi mulțumesc tare mult și lui Teddy. Weekend frumos și vouă. Marius, dragă, iartă-ne că ți-am dat peste cap toată muzica. Intrăm direct în știri, dar nu-i nimic. Cum a zis Tudor, fiul tău, întâi mă răzbun și apoi pot să iert. Bine, hai cu știrile.